Bomba murdară este noua armă a rușilor pe care o pun în cârca ucrainenilor. Kremlinul acuză Kievul că ar vrea să o folosească pe teritoriul său, pentru ca apoi să-i învinuiască pe ruși. Dar ce sunt de fapt bombele murdare și ce efecte au? Conform Playtech.ro, potrivit experților, aceste dispozitive radioactive au un impact psihologic care depășesc cu mult pericolul pentru viață. Bombele murdare sunt considerate o potențială armă a teroriștilor, deoarece obiectivul lor principal este să semene panică, confuzie și anxietate, aruncând praf radioactiv și fum în atmosferă. Kremlin susține că Ucraina se pregătește să detoneze un astfel de dispozitiv pentru a da vina pe Rusia și a forța o escaladare a războiului, care a intrat în a noua lună. Țările occidentale au respins această afirmație, catalogând-o drept falsă. Deși nu a fost înregistrat vreodată niciun atac cu bombă murdară, două încercări eșuate de a detona un astfel de dispozitiv au fost raportate în provincia Cecenia, din sudul Rusiei, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cunoscute tehnic ca dispozitive de dispersie radiologică, bombele murdare sunt arme relativ primitive și imprecise. Cantitatea de material radioactiv dispersat, deși periculoasă, nu este neapărat letală. Numărul de victime și amploarea daunelor cauzate de o bombă murdară depinde de mulți factori, de pildă cantitatea și tipul de explozibili convenționali care sunt utilizați. Cantitatea și materialele radioactive eliberate sunt alți factori, la fel și condițiile meteorologice, în special vântul, în momentul detonării. Majoritatea bombelor murdare nu ar descărca suficiente radiații pentru a provoca moartea sau chiar boli grave. Nivelurile scăzute de expunere la radiații nu provoacă de obicei niciun simptom. Este posibil ca populația să nu știe dacă a fost expusă, deoarece radiațiile nu pot fi văzute, mirosite sau gustate. Impactul său principal este psihologic, motiv pentru care astfel de dispozitive sunt adesea denumite arme de distragere în masă, relatează Playtech.ro.